la 402. Hei, băieți, vreți să jucați volei? Da! Minunat! Eu voi fi capitan. Tu ești mereu capitanul. Iar tu poți fi celălalt capitan. Mi se pare corect. Eu am să aleg prima. O aleg pe Penny. M-ai auzit? Am ales-o pe Penny. Te-am auzit, nu-mi pasă. Serios? Minunat! Nu mă deranjează, pentru că și Penny nu poate să joace. Penny trebuie să aibă grijă de micuța Lara Johnson. Firar să fie! A trebuit să renunț la asta. Minunat! Poți fi co-capitanul meu, iar echipa noastră se va numi Mărunței. Nu pot! Muncesc la fundația Orfanii Înfometați, se roagă pentru împlinirea unei dorințe. Orfanii sunt încă înfometați? Da, cum să nu? Iar dorințele acelea ajută. Compania noastră nu mai lasă pe nimeni să facă bungee jumping de la accidentul micuței Hannah Thompson. Acum trebuie să ne rugăm mai mult pentru micuța Hannah. Și deci cât te plătesc ca să ai grijă de copii? Da, vezi să nu. Penny nu ar lua bani nimănui. Nici eu n-aș lua. Dar aș vrea să câștig niște bani să-i cumpăr un cadou micuței Hannah. Ce dulce ești, Nancy! Voi spune familiei Thompson că i-a ajut să cumpere tupița aceea. Micuța Lara este așa de drăguță. Mi-ar plăcea să am grijă de ea. Și eu! Vreau și eu! Încerc și eu! Nu știu ce să zic, nu e idee bună. Ți-a luat din timpul liber, notele tale vor avea de suferit și când noi vom merge la colegiu, tu vei fi tot doi ca Lara, care va avea deja 32 de ani. Eu vroiam să mă fac biolog marin. Dacă vei avea grijă de Lara, consideră-te norocoasă că a apucat adolescența, nu și-a făcut niciun vaccin. Voi încercați să obțineți slujba dacă vreți să jucați ruleta rusească cu variola. Lasă-o baltă, mai bine renunț. Și eu? Nici o șansă. Bună, scumpă, am venit să dau interviu pentru slujba de Doică. Îmi pare rău, mămica vorbește cu Doica. Polly, ai mai avut grijă de copii până acum? Am foarte multă experiență în îngrijirea și hrănirea copilor mici. Minunat! Ai ceva recomandări cumva? Mai mult de atât, doamnă! Puteți asculta ce spun cei mici? Mi-aș da și viața să-i apăr pe acești copilași. Lingurițe? M-am dedicat îngrijirilor. Oricine poate schimba niște scutece, dar să aibă grijă de o colecție de lingurițe, asta este o adevărată provocare. Lingurițe? Impresionant, ha? N-am să uit momentul în care fecioara mea de fier s-a înțepenit în gaura de scurgere. Un coșmar. I-am desprins trupul contorsionat, i-am îndreptat marginile îndoite și nu vă închipuiți prin ce a trebuit să trec ca să scap de mirosul acela îngrozitor de cartofi. Ia fața cu un copil. Îți mulțumesc că ai venit. Va trebui să văd cât de bine se înțelege Lara cu vrăjitorul de argint. Acela e adevăratul test. Unii își întreabă câinii ce părere au. Eu am încredere într-o linguriță. Hei, bună, ea este noua Doica Larei? Nu. Așa e, nu m-am hotărât încă dacă să accept slujba sau nu. N-ați completat chestionarul. Doar întrebări obișnuite. Cum v-ați caracteriza copilul? A. Bine crescut. B. Nu prea bine crescut. C. Un răsfățat agitat. Întrebarea a doua. Sunteți sau ați fost vreodată membru al Partidului Comunist? Îmi pare rău că nu a ieșit cum trebuie, dragă. Eu nu pot să accept slujba. Ce părinte e ăsta dacă nici să umple un strudel sau să fredoneze n-a învățat copilul? Mai ia puțin ceai, Lucy. Și după ce punem păpușelele să facă nani, am să te învăț cum să numeri până la 6 în franceză. Sper ca mama să te aleagă, Doica mea. Cu tine totul este atât de haios. Harold, cred că în fine ne-am găsit Doica. Îmi primesc bombonica acum? Trebuie să te îmbrățișez? Nu mai trebuie să faci asta. Ah, 95 de cenți? O mulțumesc cu una din prăjiturile alea de carton. Au nemurit de tot? De ce nu costă $1,000,000? Tot n-ar fi destul. Și se mai întreabă de ce-mi fură copiii. Doar 95 de cenți? Ce clipiri!
Din moment ce-mi rămân atâția bani, am să cumpăr 8 jeleuri și o glazură pentru pisica mea. Gogoș! Wow! Ce ceas superb! Mersi! Vi l-au cumpărat bunicii mei când au fost în Elveția. Înseamnă că este scump! Ce bine! Scrie-mi și mie numele magazinului de unde l-au cumpărat. Trebuie să-mi iau și eu unul neapărat. Poate să-mi împrumute cineva niște bani? Am uitat să-mi iau bani la mine. Îmi pare rău, Sanjay. Tot ce am sunt 50 de cenți, dar poți să iei. Păstrează-ți mărunțișul, Georgian. Am să-l ajut eu pe băiat. Ia cât îți trebuie, Sanjay. Mulțumesc mult de tot, Nancy. De unde ai atâția bani? Ai jefuit o bancă? Nu, mi-am golit pușculița. Dar nu fac deloc griji. Banii nu mai sunt o problemă de când cu slujba mea cea foarte bine plătită. Cât ești plătită? Păi, de fapt, astăzi este prima zi de lucru. Deci doamna Johnson nu m-a plătit încă. Doamna Johnson? Mama Larei? Am spus doamna Johnson? Voiam să spun doamna Marmelstein. Nu, ai vrut să spui doamna Johnson. Și tu ai fost cea care ne-a convins să renunțăm. Nu e bine. O să vă împiedice la învățat. Șmechero! Hei, am avut în vedere propriul vostru interes. Prietenii mei au întotdeauna prioritate. Educația voastră este mult mai importantă decât mulți, foarte mulți bani. Oh, îți mulțumesc, Arthur. Ești foarte drăguț să renunți la pauza ta ca să vii să te joci cu copiii de grădiniță. Rață, gâșcă! Jocul s-a încheiat. V-a plăcut? Și acum să jucăm un joc și mai hazliu. Ce este? Cum se cheamă? Numele jocului este... Știi adresa casei tale? Cine începe primul? Eu vreau! Calea 4, 67. Calea Sandburg numărul 1200. Calea Pain numărul 2910. Să vă spun sincer, doamnă Hild, când aveam grijă de copii la grădiniță, am observat cât de inteligent este fiul dumneavoastră. E deștept, nu-i așa? Dar de ce stăteai cu copilașii? Ai fost pedepsit? O, nu, m-am oferit voluntar. Majoritatea colegilor își pierd pauza jucând basket. Mie îmi place să stau cu cei mici. Totuși ei sunt viitorul nostru. Oh, cât e de adevărat! Și mai ales îmi place să stau cu Sam. E atât de precoce. Știa să deosebească culorile la 18 luni. Nu sunt surprins deloc. Apropo, s-a eliberat un loc la grădinița pentru copii dotați cu program Arthur Kenneth Vanderval. Se pune accent pe distracție, fără a neglija învățătura și cultura generală a copiilor. Serios? Da, doamnă. După 9 luni cu programul meu și Mitchell Stein a trecut dintr-a 4-a într-a 6-a. E atât de ocupat cu gimnaziu încât a renunțat la program. Și știți ce? Micul Sam are ceva care mi-amintește de mici. Unde îl înscriu? Arthur o să aibă grijă de mine? Da, Arthur o să aibă grijă de tine. Vă rog să-l aduceți la ora 3:10 în strada M numărul 405. Îl luați apoi la ora 5:30. Plata se face în avans. Oh, ce norocoș am fost că Arthur te-a strecurat și pe tine. Oh, norocul n-a avut nimic de a face cu asta. Iar toate numerele pentru urgențe se află lângă telefon. Am să mă întorc în câteva ore. Mergeți și distrați-vă, doamnă Johnson. Eu și Lara ne vom simți foarte bine. Ne vom juca, vom cânta. Și în regulă dacă îi dau și câte ceva să mănânce? Da, bineînțeles. Pa, pa, mami. Oh, se apropie ora pentru serialul meu preferat, Casa Iepurașului Grăsuț. Eu și Penny ne uităm mereu la el. Oh, e mult mai hazliu să vezi cât de multe prăjituri îmi pot încăpea în gură. Ce bine! Vreau iepurașul grăsuț! Vreau iepurașul grăsuț! Stai, lasă-mă să te ajut! Iepurașul grăsuț e pe canalul 41! Volei feminin! Ce frumos! Joacă Lungana Iacobovski! Dar pierdem începutul de la iepurașul grăsuț! A, nu, n-o să pierdem nimic, drăguță. Pierdem doar reclamele, iar ție nu-ți trebuie ce se vinde acolo. Bună, Servelungana! Haideți șerpoaicelor! Pung, pung! Acum puteți pleca liniștită, doamnă Hild. Sam și Arthur trebuie să se distreze și ei. Haide, Sami, băiete!
Sam, te prezint pe doica ta. Dar mami mi-a spus că tu vei avea grijă de mine. Cred că mama ta ți-a spus că Arthur va avea grijă de tine. Da. Ei bine, pe el îl cheamă Arthur. Bine. O să te distrezi mai bine ca niciodată. Îți place să joci poker? Paris, el e Arthur. Ryan, el e Arthur. Wow, ce meci frumos! Bine, scumpo, acum să ne uităm la serialul cu iepurașul grăsuț. E prea târziu. S-a terminat și a fost un episod special. Ziua de naștere a iepurașului grăsuț. Haide, nu fi supărată, n-ai pierdut mai nimic. Iepurașul grăsuț va mai avea un episod cu ziua sa anul viitor. Să vedem, ce să facem. Cu Penny juca mereu câte ceva. Ai pierdut! Ce păcat, jocul s-a terminat. Haide, nu fi supărată, scumpă. Important este cât te distrezi și nu cât de mult durează jocul sau cât de rău te-am bătut eu. Dar Penny mă lasă mereu să câștig. Și acum, ce mai putem juca? Jocul ăsta al Umbrei Umberset. Cu Penny mă jucam de-a școala. Am să-i spun mamei că tu n-ai vrut. Bine, atunci să ne jucăm de-a școala. Da! Eu voi fi profesoara și tu eleva. Bună dimineața, copii! Bună dimineața, doamnă Nancy! Foarte bine, copii, la culcare acum. Puneți capul pe pernă. Și acum închideți ochii. Ai spus că împunștul ăsta merge singur la toaletă, dar nu m-am gândit că o face din 5 în 5 minute. Te taxez când se trage apa. Aș vrea să poți, dar după ce vă plătesc pe voi, de-abia mai rămâne și mie ceva. Arthur, fac pe mine acum! Mulțumesc, mătușă Mary, că m-ai lăsat în casă. O, nimica toată, dragule. Nu uita, primesc 10%. 8%, doar dacă nu vrei să chem fiscul din nou. Îmi plăcea mai mult să mă joc de-a școala cu Penny. Tot ce faci tu este să mă pui la culcare. Nu-i adevărat, am mai și citit în liniște. Dar eu nici măcar nu știu să citesc. De aceea e important pentru tine să exersezi. Oricum, asta poate că are gust de ciocolată, dar în realitate este un fruct. Spuneți-le mamelor voastre cât v-a plăcut gustarea voastră cu fructe. Faci o treabă excelentă. Verific dacă sunt viermi. Am grijă de sănătatea ta. M-am plictisit. Bine, bine, acum numără invers începând de la 50. Să ne jucăm de acasă. Îmi place jocul ăsta. Si? Eu sunt mama, iar tu ești puștaica cea scumpă. Da, da! Acum, du-te în camera ta și așteaptă să mă întorc eu de la servici. Nu se joacă așa! Eu și Penny ne jucăm împreună. Dar nu vrei să ai o mămică care să-ți cumpere multe, multe jucării? Ba da! Ei bine, atunci vei avea o mămică care lucrează. Du-te în camera ta, iar eu plec la așa zisa mea slujbă în publicitate, de la care vin foarte, foarte târziu. Eu vreau să mă joc înainte. Uite cine e obosită, mergi la culcare. E prea de vreme să merg la culcare. Nu, nu e, n-ai auzit? S-a schimbat ora. E ziua în care ceasul se dă cu 8 ore înainte. Deci e trecut de mult de ora ta de culcare. Pun pariu că n-ai mai stat niciodată până la ora asta. Hei, m-ai păcălit. Am încercat. Nu, merg la culcare. Nu mă plătesc destul ca să fac asta. Uite ce-am făcut, Arthur. Îți place, Arthur? Cum ți se pare, Arthur? Arată artă precolumbiană. Poate merită un bănuț 2. Minunat! Altă capodopera lui Simba, elefantul Pictor. Cea 5.
Îți spun sincer, Jessie, îngrijitul copilor nu e o treabă deloc ușoară. Singurul care mă face să continui sunt banii pe care am să-i primesc și cartea pe care am găsit-o în spatele dulapului familiei Johnson. Nancy, vino să vezi! Vin imediat, scumpă! Și am găsit și niște chestii ciudate la imbaie. Careva de pe aici are o mare problemă cu scărpinatul. Nancy, vino să vezi ce am pictat! Foarte frumos, foarte frumos! Acum pictează ceva și pentru tatăl tău. Și să nu-ți vină să crezi ce am găsit în optiera lor. Și acum, copilași, e timpul pentru cea mai tare distracție. Cine vrea să joace cine lustruiește cei mai mulți pantofi? Doamna Johnson are un ruș tare urât. Bună, Nancy! Cum a fost? Minunat! Doar că ați rămas fără desert, Babas. Unde-i Lara? Cred că am epuizat-o de atâta joacă. Probabil că e la ea în cameră, se odihnește. Oh, Lara, sărmanul copilaș, ești încuiat în camera ta și nu poți ieși. Nu, eu m-am încuiat singură ca să nu mai intre Nancy. E o fată rea, foarte rea. Aș vrea să notez progresele făcute de nemaipomenitul dumneavoastră copil. Cu Sam totul e minunat. Te-ai distrat bine cu Arthur? Arthur este cel mai tare dintre toți. Ne vedem data viitoare. E timpul să-i dai ursulețul? Vreau ursulețul, vreau ursulețul! Îmi pare rău, Sammy, dar îl am de când eram de vârsta ta. E tot ce mi-a mai rămas de la străbunica mea, Lilian. Nu se poate spune că a fost dat afară, pentru că oricum aveam de gând să-mi dau demisia. Da, cine ar vrea o slujbă la care te obligă să te uiți la televizor? Unde ziceai că stă copilul ăla? N-ai vrea să ai slujba asta. Au doar un televizor și un video. Nu poți nici măcar să te uiți la un program și să înregistrezi altul. Și cum vor ei să păstreze o bună? Știu. Fă-mi, te rog, un serviciu. Nu le spune fetelor că am renunțat. Își vor închipui că am fost concediată. Da, bine. Și cum ai fost concediată, bănuiesc că nu o să ai bani să mergi la film și în weekend. Așa e, firar să fie. Am cheltuit tot ce aveam. Păstrează-mi și mie un loc. Sunt din nou în bani. Sanjay, îmi trebuie banii pe care ți-am împrumutat. Sper că nu va trebui să te cauși în gaură de șarpe. Dar i-am împrumutat abia ieri. Și cum spuneam, mami, dai când poți. Nu-mi place să am prea mulți bani la mine. Mersi, ți-i dau peste o săptămână sau două. Mama trebuie să vină imediat să ne ducă la sala de bowling. Minunat! Poate să treacă și pe la mine ca să-mi pot lua șosetele norocoase? Tu nu poți să vii cu noi. Bine, bine, de data asta am să las pe altcineva să țină scorul. Firar să fie, de câte ori să vă spun că a fost doar o greșeală de adunare. Nu, Daya, trebuie să ai grijă de copil. Îți amintești? Da, așa e. Hei, casa Lara e în drumul nostru. Mama poate să te lase acolo. Mulțumesc, doamna Alvarenga, la revedere, aveți grijă. Nu-i nicio problemă, dragă. Am să aștept până intri în casă. Știu că mama ta ar vrea să mă asigur că totul e în ordine. Nu, n-ar vrea, ei îi place să-mi asum riscuri. Așa că mergeți, mergeți. Vești bune, angajați! Câțiva clienți sunt atât de încântați de serviciul meu personalizat, încât m-au recomandat prietenilor lor. Deci toți Arturii vor primi mai mulți bani. Sam, spune-i bună ziua bonei tale. Bună, Arthur. Oh, el nu e Arthur. Acesta e Arthur. Nu, acesta este Arthur al meu. Acesta este Arthur al lui Paris. Și acela este al lui Ryan. Și acesta este Arthur cel care numără bani. Vrei să-ți arăți și pe ceilalți Arthur? Mai repede, scumpo, mai repede. Doamna Johnson mi-a spus că e mulțumită de munca mea și mă consideră din familie. Am o cheie de la intrarea din spate.
poliția!